În ziua praznicului nașterii Domnului, la Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului din Giurgiu, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului. La Sfânta Liturghie au participat și anul acesta numeroși credincioși. Este un moment în care medităm la întruparea Cuvântului, la întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos în peștera din Betleem. Și privind cu ochii minți, ca și cu ochii duhovnicii, la singurul lucru nou soare, despre care vorbea înțeleptul Solomon în Vechiul Testament, care este soarea Cuvântului. La catedrala noastră episcopală, astăzi, în zi de mare praznic, a fost bucurie deosebită, prin aceea că Preasfințitul nostru Părinte Episcop Ambrozie a slujit și, pe lângă bucuria slujirii, astăzi a hirotesit într-un iconon stavrofor pe preacucernicul părinte Moisei Ștefan, colegul nostru într-o slujire aici la catedrală, și pe părintele Stroie Alexandru, de asemenea slujitor la catedrala noastră episcopală. Ne-am bucurat că au venit credincioșii pentru a aduce laudă lui Dumnezeu la praznicul nașterii sale și totodată pentru că la această sărbătoare biserica noastră, locașul nostru a fost plin și este plin de credincioși. La final, ierarhul a transmis celor prezenți urări de sănătate și sărbători fericite.